Datorită ei, am convingerea că folclorul muzical este pe mâini nu bune, foarte bune. Am obținut acolo primii întâi în timpul grădiniței, pe la 6 ani, a fost prima mea urcare pe scenă. În vacanța de iarnă m-am întâlnit cu domnul profesor pe stradă și a început să plângă. Este motivul pentru care eu am plecat din orașul meu natal și de lângă părinți, la 13 ani jumate. Ce mi-am propus eu plecând de acasă s-a realizat. Și Gelu, după ce m-a auzit cântând în concurs, la sfârșit mă ia de mână și mă duce lângă doamna Vasilica. Și zice, ia ascultați-o, doamna Vasilica, pasta mică, ați auzit-o acum în concurs cu Naiu, ia cântă tată și cu vocea. Trăiesc viața pe care mi-am dorit-o. Bine v-am regăsit! Sunt Raluca Diaconu și una dintre bucuriile pe care îmi doresc să le împărtășesc cu dumneavoastră o reprezintă podcastul Dincolo de Cântec, difuzat la televiziunea Favorit în fiecare joi de la ora 17:30, iar mai apoi ajunge și pe canalul meu de YouTube, Raluca Diaconu, oficial. Vă spuneam că este bucuria mea să-i cunosc mai bine pe interpreții de muzică populară, pentru că eu cred cu tărie că din cunoaștere vine iubirea. Atunci când ne cunoaștem mai bine, ajungem să ne iubim mai mult, să ne apreciem mai mult, să ne dăm seama că nu suntem chiar atât de diferiți și să lăsăm cântecul să ne apropie la un alt nivel. Pe invitata mea de astăzi o cunosc destul de bine și sunt mândră de prietenia care ne leagă deja de câțiva ani buni. Datorită ei, am convingerea că folclorul muzical este pe mâini nu bune, foarte bune. Loredana Streche, bine ai venit la Dincolo de Cântec. Bine v-am găsit. Este o bucurie și pentru mine să fiu aici și vreau să spun că m-a emoționat cu introducerea pe care ai făcut-o. Este un adevăr. Mă mândresc cu prietenia noastră și, după cum vezi, am optat să îmbrac un costum diferit de felul în care m-ai văzut până acum, special în cinstea acestei zile pe care eu o consider foarte specială și pe care o aștept de multă vreme. Te-ai îmbrăcat impecabil. Ai un port tradițional pe care l-am admirat încă de când ai venit. Ești ca o păpușă scoasă dintr-o cutie, dar o păpușă tradițională, o păpușă atât de bine pusă la punct din toate punctele de vedere în ceea ce privește portul tradițional. Poți să-mi spui câteva cuvinte despre modul în care ai pus astăzi piesele astea de port popular pe tine? Pentru că e un fel diferit. Este un fel diferit. De puțină vreme împărtășesc pasiunea asta comună cu un prieten drag, cu Horațiu Silviu Ilea. El mi-a trasat așa o direcție spre cărțile care conțin informații, poze și detalii despre costumele secolelor 19 și 20 și căutând la mine în șifonier și scăpate de foarfecă, am găsit asta pe care o port și multe altele, pe care am reușit să le îmbin achiziționând și alte piese conforme cu informațiile pe care le-am asimilat în ultima vreme. E o bucurie pentru mine să fac lucrul ăsta. Cred că mi-am găsit o pasiune care mă miște și cred că nu o să renunț curând la ea. Și uitați produsul finit. Mi-este foarte drag și mie portul acesta cu fes roșu, cu vâlnicul cutat, cu cămăși de borangic, o să le vedeți și pe astea pe parcurs. Ești superbă și întâlnirea noastră cu atât mai mult va deveni una memorabilă, nu doar pentru ceea ce vom povesti aici la Dincolo de Cântec, dar și pentru modul în care ne-am pregătit împreună pentru această ediție. Loredana Streche este un nume de referință pentru folclorul muzical oltenesc. Este profesor de canto la Colegiul de Arte din Ulipati din București, dar mai are și alte activități și, Loredana, aș vrea să ne povestești tu. Sunt detașată în interesul învățământului în funcția de consilier la Serviciul Dezvoltare Curriculum în cadrul Ministerului Educației. Practic, ce faci aici, concret? Mă ocup cu programele școlare, cu evaluarea și multe alte sarcini care apar pe parcurs. Asta înseamnă multă muncă în plus și sunt foarte curioasă dacă pe lângă muncă îți mai rămâne timp și pentru altceva.
Uite, Raluca, sincer, timpul îmi rămâne doar pentru pasiunea despre care am vorbit un pic mai devreme. În rest, toată viața mea este împărțită în bucățele pentru fiecare elev, dincolo de munca de la birou. Activitatea mea artistică, atât cu vocea cât și cu naiul, clipuri, evenimente, dar e foarte frumos pentru că așa întâlnești oameni diverși pe care ți-i apropii de suflet, așa cum povesteam mai devreme. Te-ai născut, ai copilărit în Oltenia, la Corabia. Dragostea pentru cântecul popular vine de unde și când a început? Părinții mei m-au auzit fredonând prin casă ce auzeam la radio, la difuzor. Am cântat așa prin casă, până la grădiniță, când am mers la Tip Top Mini Top. Mama era mentorul meu numărul 1. Tu ai participat la Tip Top Mini Top? Un Tip Top Mini Top local. Local? Da. Uh-huh. Am obținut acolo premiul întâi în timpul grădiniței, pe la 6 ani. A fost prima mea urcare pe scenă. După care, în clasa a 3-a, am fost cooptată în cadrul ansamblului Dunărea, un taraf de la Corabia. Ulterior, am ajuns să studiez și naiul cu domnul Ion Baracu. Cu rugăciuni, rugăminți, cu insistențe. Văzându-mă foarte mică, domnul profesor mi-a zis că nu este timpul ca eu să suflu în nai, pentru că și un instrument de suflat induce o oxigenare mai bună a creierului și automat o stare de amețeală, așa că nu mă poate lua atât de micuță cum era. Era neîncrezător cumva în, da, în forța în ta fizică. Mea. Da. Da. Un an de zile m-am rugat de dumnealui, în clasa 4-a m-a luat printre elevii dumnealui, iar în clasa 6 am început să obțin și premii. Când am ajuns la liceu, dumnealui m-a ajutat foarte mult și pe partea asta de a-mi pregăti admiterea. Mă pregătisem inițial pentru nai. Știu că în primul semestru nu am ajuns acasă la Corabia, din teama mamei să nu mi se întâmple ceva pe drum. Eram mititică, bagaje, stai acolo până la vacanța de iarnă. În vacanța de iarnă m-am întâlnit cu domnul profesor pe stradă și a început să plângă. M-a văzut cumva schimbat jumătatea de an în colectivitate, între copii care împărtășeau aceleași pasiuni și cumva din alt mediu față de care proveneam eu. S-a bucurat ca un părinte când m-a văzut. Mi-a dat cadou naiul după festivalul de la Mamaia și am simțit că este omul care mi-a vrut binele și mi-a dat sfaturile potrivite la timpul potrivit. Unul dintre oamenii despre care am putea spune că ți-a influențat destinul. Și mi-l influențează în continuare, pentru că faptul că dumnealui s-a raportat la mine ca un părinte, pot să spun că am asimilat și eu chestia asta de la dumnealui. Și tu faci asta cu elevii tăi. Da. Pentru că am remarcat, nu odată, ci de foarte multe ori, că ești mult mai mult decât un profesor, te transformi în tot ceea ce ei ar putea avea nevoie. Din toate punctele de vedere, și asta mi se pare că este de departe o menire, o misiune pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Care sunt, Loredana, cele mai importante realizări ale tale profesionale de până acum, dacă ar fi să facem așa un top sau o ierarhie? Și sunt foarte multe și aici aș vrea să aducem în atenția celor care ne urmăresc și premii obținute și cântece interpretate, videoclipuri, albume, deși ești încă foarte tânără, da? Plus că te-ai întors la liceul pe care l-ai absolvit, profesor la catedră. O să vreau să-mi povestesc și asta, dar să vorbim acum despre realizări. Prin concursuri începusem să merg din timpul liceului și câteva dintre festivalurile la care am participat și au avut o finalitate foarte frumoasă și îmi amintesc așa cu detalii tot ce mi s-a întâmplat în vremea respectivă. Ar putea fi Strugurele de Aur de la Jidvei, unde am obținut trofeul în 2009, Mamaia în 2008, unde am cântat prima dată cu maestru Botgros și Orchestra Lăutarii. Ce emoții am trăit și visul de atunci când m-au chemat oamenii înapoi, nu știam ce mi se întâmplă. Știu că studiasem toată vara, gândindu-mă că e inevitabil să nu greșesc ceva și n-am greșit. Am obținut premiul întâi atunci. La Maria Tănase am obținut premiul întâi. Prin Ardeal, peste tot pe unde am fost extraordinar de bine primită. La Toplița, la Timișoara, la Sibă și Cosmin Golban, unde am obținut trofeul, la Brăila, unde am luat premiul întâi la cântecul de dragoste de-a lungul Dunării, care era echivalent și cu trofeu, în 2009, cred. Festival internațional, amintiri extraordinare.
Și drumurile până acolo cât de amuzante erau. Ajungeam râzând cu toții, că ne adunam cu toții în Gara de Nord. Râdeam până ajungeam muți la locul faptei. Ai foarte mulți prieteni printre colegii noștri de generație. Așa este. Și cu siguranță și foarte multe amintiri frumoase. Încă rămânem la capitolul realizări profesionale. Am vorbit despre festivaluri și concursuri, unde ai cântat pe scenă și vocal, dar și la nai. Cumva naiul a fost un atu? Ai simțit că pentru un interpret vocal să cunoască și un alt instrument tradițional reprezintă un as în mânecă? Automat este un atu, pentru că și intonația se curăță stăpânind un instrument. Faptul că publicul m-a asimilat foarte ușor cu naiul, aia mică, mai cântă și cu naiul, o știu, era un, ca un brand, așa să zic, eram cea mică de cântat și cu vocea și cu naiul. Dar pentru mine tot timpul a fost o concurență în interiorul meu între solistul Loredana Streche și instrumentistul Loredana Streche. Tot timpul mi-a plăcut puterea cuvântului și maniera de a reda un anumit mesaj. Dar se pare că și naiul s-a ținut scai de mine, deși la Lipati mă pregătisem, asta spuneam, pentru nai. A apărut domnul Prunoiu, care mi-a schimbat un pic macazul și a zis: tată, cu vocea asta tu nu rămâi la nai, vină la canto popular. Ești nebună dacă te duci acolo la instrumentiști. Gavril Prunoiu. Și domnul Gavril Prunoiu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost cel care mi-a modificat un pic traiectoria pe care o anticipam. Și ca să fac o mică paranteză, să-ți povestesc cum am ajuns la Lipati, că nu te cred rog. Că m-am gândit vreodată că voi ajunge la București. Mi se părea că sunt foarte departe de București. A fost tocmai faptul că m-am prezentat la un festival la Turnu Măgurele, ediția festivalului pe deal la Teleormănel din anul respectiv, din 2004, cred, s-a ținut acolo. Și acolo am întâlnit-o pe doamna Vasilica Ghițeene, pe Gelu Voicu, concuram atunci cu Silvana Râciu, cu Simona Dinescu, cu cei mai mari pe care îi cunoașteți. Da, i-am prins și mai mari, ca și, da. Ca și vârstă, ca și generație, dintr-o altă generație, de fapt. Așa este. Am mers să-mi încerc să-mi testez limitele, deoarece în corabia existau și persoane care nu agreau foarte tare felul meu în care arătam în perioada respectivă sau șansele pe care le aveam ca și statut social. Am vrut o confirmare din afara județului, de undeva de unde nu mă cunoștea nimeni. Și Gelu, după ce m-a auzit cântând în concurs, la sfârșit mă ia de mână și mă duce lângă doamna Vasilica. Și zice: ia ascultați-o, doamna Vasilica, pasta mică, ați auzit-o acum în concurs cu naiul, ia cântă tată și cu vocea. El fiind mai mare cu câțiva ani ca mine. Și am cântat: tu mergi la Lipati. Atât am auzit. Iar maestru Adrian Grigoraș a tras-o deoparte pe mama, pentru că eu mergeam cu mama în festivaluri. Și a spus: faceți orice, dar asta mică trebuie să ajungă să studieze muzică. Am cântat sub bagheta maestrului Paraschiv Oprea atunci. Și a fost, cred că, omul potrivit la locul potrivit, Gelu Voicu, dând dublu clic. Iată idei. Oameni în continuare care au venit în calea vieții tale. Da. Și care au influențat traseul carierei tale. Da. Să știi că eu avem aici pregătită o întrebare, de fapt cred că sunt mai multe întrebări la un loc. Care au fost oamenii care te-au încurajat, care te-au sprijinit, care te-au inspirat? Și deja acum am vorbit despre o parte dintre ei. Mai sunt și alții? Și mai sunt și alții, da. Venind în București, la clasa domnului Prunoiu, am avut și o profesoară de teorie, Dumnezeu să o odihnească și pe dumneei, Aura Croitoru. În momentul în care am terminat și facultatea, dumneai mi-a zis: e nevoie de un profesor de canto popular, vino să-ți dai examenele. Mi-a deschis un orizont. În cadrul facultății am mai avut o doamnă profesor, care din păcate nici dumneai nu mai este printre noi, doamna Rodica Nicolaescu. O doamnă care te aducea la disperare în momentul în care îți dădeai examenele, uita că te cunoaște, plângea cu tine dacă erai dezamăgit, dacă erai nepregătit, dar nu te trecea, da? Examenul până nu stăpâneai materia respectivă. Eram în stare să iasă cu noi, ieșeam chiar și la restaurant după ce se termina sesiunea și eram cei mai buni prieteni și pe hol și peste tot. La ultimul examen,
când aveam de cântat solfegii atonale. Le țin minte. Minte că m-am ținut de balustradă, că am avut senzația că nu mă țin picioarele intrând acolo în sala de examen. După toți 3 ani în care organizam spectacole de folclor, în care dumneavoastră ne-a demonstrat că apreciază foarte mult ceea ce facem, pe partea asta a ținut morțiș să fim în stare să putem să asimilăm ce dumneavoastră ne învăța. Domnul Dragoș Călin, n-aș vrea să pierd din vedere... Pe parcurs, cred că îți vei mai aminti și despre, sigur, despre sigur, alți sigur. Oameni sau artiști. O altă întrebare care se leagă de ceea ce am vorbit până acum. Au fost și oameni care, dimpotrivă, au încercat să te descurajeze? Că ai spus că de multe ori erai privită ca aia mică, care știe să cânte, care cu tare, dar ai simțit că au fost oameni care au încercat să te descurajeze sau să-ți pună bețe în roate? Pentru că, din păcate, în viața noastră apar și astfel de oameni. Raluca, nu o să dau un nume, dar tocmai ce ți-am povestit mai devreme, acea persoană din Corabia, care a spus că dumneai promovează doar frumosul și eu nu mă încadram în tipologia respectivă. Poftim să ne uităm puțin. M-am simțit un copilaș cu un ochi în frunte, eventual, total diferit de restul, exact în perioada aia de pubertate, de gimnaziu. Eu m-am ferit tot timpul să creez măcar senzația vreunuia din copiii pe care îi îndrum că este ceva greșit la el. Că este insuficient. Da. Asta a fost o lecție și cred că a fost și personajul cheie din viața mea și poate ne aude și mi-ar plăcea să aud asta. Este motivul pentru care eu am plecat din orașul meu natal și de lângă părinți, la 13 ani jumate. Cred că este persoana cheie care a fost menită de Dumnezeu să apară în viața mea și să mă constrângă să evoluez. Au mai fost și alți oameni care poate n-au crezut în mine sau pe care i-am încurcat, sau, dar consider că toate sunt cu un rost și fiecare om ajunge la timpul potrivit în viața ta, în așa fel încât tu să reacționezi și să declanșezi schimbări. Știi ce cred eu? Cred că demersurile acestor oameni care încearcă cumva să te descurajeze sau să te abată de la drumul tău au rolul de a te face mai puternic, de a te motiva și mai mult, de a te determina să acționezi atunci când poate ești într-o etapă în care nu îți vine să acționezi. Iată, ai plecat din județul tău ca să vezi ce se întâmplă dacă mergi în altă parte, cum ești primită, cum ești privită, și ai avut parte doar de succes. Țin minte că a plâns mama în sală atunci. Eu am obținut premiul Marin Cotoanță, era premiul cel mare la instrumentiști și eu n-aveam nici măcar 14 ani atunci. Directorul de atunci, de la Casa de Cultură, mi-a înmânat premiul, a îngenunchiat în fața mea și a spus că din naiul meu ies flori de salcâm. Nu vrei să știi ce a fost în sufletul mamei mele, că ea la un moment dat se îndoia și ea, cred că o validare căuta și ea atunci. Iar ajung la concluzia că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și lucrul ăsta n-a fost decât curentul ăla electric ca să pot merge mai departe. Spui că mama ta a trăit emoțiile astea alături de tine și că a fost cu tine peste tot la festivalurile astea, de început cel puțin. Știu că nici tu nu provii dintr-o familie înstărită, care să-ți fi pus totul pe tavă, care să-ți fi asigurat un viitor lipsit de griji, a trebuit să lupți atât pentru visul tău, cât și pentru tot ceea ce ți-ai dorit. Așa este, dar nici asta nu cred că e un lucru rău. Evident că nu. Pentru faptul că nu mi-a venit totul pe tavă, a trebuit să pun mintea la contribuție, să muncesc poate dublu, triplu față de alții și să le iau pe toate așa cum vin, cumva să mă scutur și să merg înainte. Lucrul ăsta, calea asta corectă, să nu te poată arăta nimeni cu degetul, încerc să le insuflu și copiilor pe care îi îndrum, să le insuflu și dragostea asta de a merge la concursuri și de a se împrieteni cu toată lumea care le iese în cale bine intenționată. Eu chiar și acum, uite, am prieteni din orchestre, din organizatori. Dacă ajung oriunde în țara asta, eu sigur am pe cine suna, cu care să beau o cafea în orice localitate. Ce frumos. Și ne revedem doar de drag.
cât de frumos! Simți recunoștință pentru asta, pentru tot ceea ce ți-a oferit viața, evident, și grație muncii pe care ai depus-o de-a lungul anilor? Eu sunt convinsă că am avut și o stea norocoasă și Dumnezeu a făcut în așa fel încât lucrurile să se așeze corect pe drumul ăsta al vieții mele. Și firește că sunt recunoscătoare, pentru că trăiesc viața pe care mi-am dorit-o. Chiar dacă în timpul pandemiei ne văităm cu toții, vai, nu facem nimic, acum ne văităm de stres. Toate lucrurile astea pe care le fac și fiecare pas pus pe treaptă superioară de către orice copil pe care îl îndrum, îl resimt ca și când ar fi al meu. Deci cred că emoțiile lor le resimt dublu-triplu față de cum le-aș fi simțit pentru mine însămi. Am urcat și eu pe scena concursurilor, dar în momentul în care țin pe unul dintre ei de mână și sunt acolo, nu vrei să știi ce e în sufletul meu. Din ce an ai venit la Catedra de Canto Popular? Eram studentă la master. Inițial am ținut niște ore de teorie în locul doamnei profesoare Aura Croitoru. Dumnezeu avea niște probleme de sănătate și a trebuit cineva să strunească grupa de teorie. După care eu chiar mi-am dat seama că lucrul ăsta îmi place. Eu, nefiind o ființă foarte răbdătoare, olteanca din mine, nici cu mine n-are răbdare când intru să suprapun ceva în studio sau mă cert mereu sau... M-am gândit că poate latura asta didactică nu-i pentru mine până atunci. După care am ajuns profesor suplinitor, mi-am dat examenele de titularizare și definitivat și sunt în câmpul muncii din 2011. Așadar s-au adunat 11 ani. Da. 11 ani de când ești profesor de canto popular și îndrumi tinerii interpreți pe drumul cântecului. Un drum atât de frumos, dar anevoios totodată, putem să-i spunem astfel. Acum, ca să definitivăm discuțiile despre copilărie, care este cea mai frumoasă amintire din copilărie, dacă ar fi să alegi una singură? Că bănuiesc că sunt mai multe. Poate să fie un concurs, poate să fie o altă experiență. Festivalul de la Mamaia. Câți ani aveai? 18 ani și jumătate. Nu e chiar copilărie, este adolescență. Adolescență. Eu am fost copil multă vreme și acum tot de copii mă însoțesc și uneori mă simt ca la 14 ani împreună cu ei. Bun. 18 ani, erai încă în liceu? Terminasem liceul, știu că am făcut înscrierea pentru facultate, am luat rolerul și am plecat la primul meu concurs la care mergeam fără mama. Opa. Mi-am urcat rolerul sus pe raft și am dat înainte. Aia a fost cea mai frumoasă experiență și din perspectiva felului în care s-a raportat publicul la mine și pentru finalitatea pozitivă și pentru întâlnirea cu maestru Botgros și ecourile de după. Am fost sunată, chemată în emisiuni, oamenii s-au comportat extraordinar cu mine după acel festival. Mi s-a consider că a fost o rampă de lansare importantă. S-a deschis importantă. O poartă, uh-huh. Da. Bun, asta a fost cea mai frumoasă amintire. Dacă ar fi să închidem discuția despre copilărie, dar care ar fi cea mai tristă? Cea mai tristă a fost tatonarea asta a mea de a înțelege dacă îmi găsesc locul pe scenă sau nu. Ca o mică paranteză, am fost sunată pentru o televiziune dintre asta comercială la care să ajung pentru o rubrică frumos și folclorului. Asta acum de curând, ca să înțelegi ce se întâmplă cu... părerile astea pe care ți le dau anumiți oameni în timpul cel mai nepotrivit pentru a te destabiliza. Și mă sună Loredana, te-am găsit pe Facebook, ai niște poze foarte frumoase, ești o solistă care cântă bine, uite, te chemăm la noi în emisiune. M-am uitat la telefon, mă uitam un pic și în oglindă. În capul meu rămăsese că eu nu sunt o femeie frumoasă, cumva în străfundurile minții mele, și nu știu sigur dacă pot să-i ajut cu ceva. Ești o femeie foarte frumoasă și nu doar la exterior, ci și la interior. Și de acolo, din interior, vine strălucirea asta a ta, tot farmecul tău personal, care vine din cunoașterea pe care ai dobândit-o, din talentul cu care ai fost înzestrată, din experiențele pe care le-ai trăit și le-ai avut până acum. Și acum, dacă ai... Te rog. Aici am vrut să ajung. Asta cred că a fost perioada care m-a destabilizat, o amintire mai neplăcută, dar special am spus lucrul ăsta, în cazul în care voi, fetițe, care vreți să urcați pe scenă, auziți lucrurile astea, există fond de ten, pentru că puți există cărți,
și sigur puteți să ajungeți unde vă doriți, indiferent de cine și ce ar spune. Bun, ca să lămurim situația. Deci, tu când erai copil, câți ani aveai când a fost cu doamna care te-a... Clasa 6-a, 7-a. Așa? Da. 12-13 ani aveai probabil. O doamnă care era o personalitate importantă în zona ta, ți-a spus că nu ai avea potențial să ajungi un artist, un viitor interpret. M-a întrebat unde lucrează mama, unde lucrează tata. Bun. Cumva ai tăi nu aveau poziție socială, astfel încât dânsa să considere că poți să răzbați și așa mai departe. Și practic a aruncat niște vorbe în vânt, vorbe care au creat o traumă toată viața. Da. Bun. Dacă acum ai avea în fața ta pe micuța Loredana de atunci, ce îi spune? Asta ce le-am spus și fetelor care se uită la noi. Se poate cosmetiza orice. Un copil este frumos oricând. Dacă te uiți în ochii lui, există candoarea aia de copil, sinceritatea aia pe care nu ai mai târziu. Și toată lumea se transformă. Se transformă în bine, lucrând cu sine. Deci nu luați în seamă. Vă spun că sunt omul ăla bătrân care se uită în urmă și se întreabă de ce a pierdut atâta energie pentru un lucru de genul ăsta. Mie mi-ar plăcea ca oamenii care nu gândesc înainte să vorbească și mai ales atunci când vorbesc unor copii, adică din poziția de profesori sau de îndrumători sau de directori sau atunci când ai în responsabilitatea ta faptul acesta de a te adresa unor copii, trebuie să gândești de mai multe ori înainte să vorbești. Sunt acolo niște suflete foarte sensibile, unii dintre ei poate deja se confruntă din familie cu niște emoții puternice și niște trăiri care îi destabilizează. Ori dacă tu arunci vorbe în vânt care îi pot răni sau le pot crea traume, atunci clar îți faci mare păcat. Și mi-ar plăcea ca oamenii care sunt în astfel de poziții să gândească de mai multe ori atunci când se adresează copiilor. Am tras un semnal de alarmă. Bun, am vorbit despre faptul că ești la catedra de la Dinu Lipati de 11 ani și despre faptul că faci pentru elevii tăi mult mai mult decât face un profesor în general. Hai să fim cinstiți. Acum aș vrea să vorbim despre dragoste. Pentru că cariera este importantă, dar nu este suficient să dobândești realizări profesionale, fiindcă sufletul îți cere și el tributul. Și mai devreme te-am întrebat dacă pe lângă toate activitățile profesionale mai e loc în viața ta și pentru altceva. Eu cred că mai e loc. Și dacă nu e loc, se face. Se face, nu-i așa? Dar important este să fie cine trebuie. Când te-ai îndrăgostit prima dată? Platonic sau... Tu spune-mi ce vrei tu să-mi spui. Eu doar te întreb, când te-ai îndrăgostit prima dată? Prima dată, cred că în anul... Dincolo de astea, de colegi și de ochiade și așa. Glumițe, cred că în anul întâi de facultate. Am avut parte de prima poveste de dragoste. Era un coleg de breaslă? Tot platonică și asta, dacă... Da, era un coleg de breaslă. Eram copii. Ne-am plimbat de mânuță. Frumos. Schimbam păreri, aveam pasiuni comune. Dar mi-aduc aminte și acum de momentele alea, pentru care la un moment dat de supărare am ținut, cred că 9 ani supărare. După care, când l-am iertat, am devenit prieteni. Frați, cumva. Olteanca e aprigă. Eram, m-am mai domolit. Erai, mai domolit. M-am mai domolit. Din leu sunt mai pisicuți, așa, acum nu e cazul să ne supărăm la orice. Ce lecții ai învățat din poveștile de dragoste? Pentru că bănuiesc că unele s-au terminat mai frumos, altele mai puțin frumos. Că de așa se întâmplă. Se termină, nu? Nu putem să controlăm neapărat lucrul ăsta. Că nu avem, în anii adolescenței sau ai tinereții, nu avem experiența de a încheia o relație, nu știu, așa, frumos, să zicem. Suntem vulcanici, suntem corect. Necopți. Corect.
am înțeles un singur lucru. Dacă nu te potrivești de la început, într-adevăr, mai stai la discuții, te mai dai unul după altul. Dar idealurile, dacă sunt aceleași, abia atunci vei funcționa. Nu intra într-o relație numai să ai senzația că poți schimba tu. Să pansezi pe altcineva. Dacă din persoana cealaltă nu vine ideea de schimbare, nu aștepta. O lecție importantă, să realizezi că nu tu poți schimba un om. Te lupți cu morile de vânt. Dacă exact. Vei încerca să faci lucrul ăsta, dacă îți propui să schimbi. Omul acela trebuie să fie în elementul lui, lângă tine. Din punct de vedere personal, ce-ți dorești? Ce crezi că te-ar împlini? Cred că e valabil pentru amândouă. La vârsta asta ne putem dori o familie, ne putem dori copii, dar ți-am spus, copiii trebuie să semene cu o persoană specială. Evident. Și nu mai este loc de compromis. Sunt total de acord cu tine. Și nu te gândi că dau cu pumnul în masă. Pur și simplu las să treacă viața, fac ce pot eu mai bine pe partea profesională, până la alinierea astrelor pe care o așteptăm. Eu am convingerea că îți vei împlini toate visurile și în direcția asta, așa cum ți le-ai împlinit în zona de carieră. Pentru că ești un om foarte ambițios, determinat, care știe ce vrea de la viață. Dar toate la timpul lor. Dar nu suntem la timpul Dumnezei. Lor. Exact. Sigur. Ai mare, mare dreptate. Ce muzică ascultă Loredana Streche? Muzică populară. Doar populară? În mare parte populară. Ascult de toate, dar pentru sufletul meu și în mașină inclusiv, numai muzică populară. Dacă am vorbit despre generația de aur, care sunt vocile tale preferate de acolo? Pentru că mie, de exemplu, îmi place foarte tare Maria Tănase, îmi place foarte tare Ileana Sărăroiu. Cine îți place ție? Ce asculți tu din generația de aur? Foarte mult îmi place Maria Ciobanu. Evident. Când eram mică, mă mai asemuiau doamnele care veneau să vadă spectacolele pe care le desfășuram noi acolo cu Maria Ciobanu și eram refractar așa. Adică n-am încercat vreodată să o copiez, dar sunt foarte conștientă că există și similitudini, nativ vorbind, ca ambitus vocal, și că voce ca adunei nu se mai naște niciodată. Ai avut un model în zona asta? Am ascultat din toate câte puțin și am fugit de ideea asta de a copia. Uh-huh. Am ascultat multă vreme Gorjul cu Maria Lătărețu, Maria Apostol, Filoftea Lăcătușu și partea asta noastră de romanați, dar consider că am asimilat așa câte puțin de peste tot, cât să pot să-mi creez un stil propriu. Chiar așa ai făcut. Ce alte pasiuni? Ți-ar plăcea să călătorești mai mult? Am vorbit despre Portul Popular, care clar te pasionează și ai foarte multe piese valoroase. Ce ți-ar mai plăcea să faci? Să mă plimb, să reușesc să am timp să fac sport, să dorm un pic mai mult și cam atât. Mai ai visuri neîmplinite în ceea ce privește zona asta profesională? Mă întrebai mai devreme dacă sunt recunoscătoare pentru ce mi se întâmplă. Sincer, odată ce omul începe să asimileze niște lucruri, cumva deschizi și ochii. Cumva orizontul tău e mai larg și apar alte idei pe parcurs. Ce mi-am propus eu plecând de acasă s-a realizat. Dar se pare că lucrurile pot fi și mai frumoase de atât. Evident. Și o să las viața să mă surprindă. Ai colaborat cu o parte dintre colegii noștri și aș vrea să vorbim puțin despre colaborările tale muzicale. Așa este. Cea mai recentă este cu Ancuța Corlățan. O salutăm pe Ancuța. Și o și pupăm. Sunt două cântece pe care ni le-am propus să le cântăm în duet. Noi, fiind foarte bune prietene din liceu, Ancuța a venit la București rugându-mă pe mine să-i fac legătura cu domnul Prunoiu. Un coleg de-al nostru comun ne-a pus și pe noi în legătură. Nu ne știam, dar vorbeam cu orele la telefon. A venit la București, eu i-am dat infuzie de Oltenește, ea mi-a dat infuzie de Bucovina, Maria Bararu, Mina Puslaru și tot așa. Cumva ne-am îndrăgostit iremediabil fiecare de zona celelalte și acum le-am încadrat în două piese de duet cu o temă satirică despre măritiși.
ea cea măritată, eu mai puțin măritată și de aici satira. Pe canalul meu de YouTube există un cântec moldovenesc. M-am convertit în moldoveancă, am cântat în ambitul suii cu stacaturile specifice. Pe canalul ei găsiți cântecul oltenesc, în care eu până la urmă aleg unul care este incredibil de puturos. Și Ancuța le știe pe toate ca o femeie măritată ce este și mă sfătuiește în cele două cântece satirice. O
altă colaborare frumoasă a fost cu Grigore German. Noi am fost colegi de facultate. Tot Bucovina. Da, nu știu, mă trage ața în direcția aia, nu știu ce se întâmplă. Grigore German a cântat alături de mine și formația Zestrea Lăutarilor, care exista pe vremuri, fiind fondatorul. Un proiect eu care a și durat un coleg cu Vioara, o perioadă, nu? A durat vreo 7 ani. Da. Am cântat împreună cu Grigore, am râs extraordinar de mult. S-au întâmplat destule pe la toate evenimentele de care râdem și acum. E un băiat fain, foarte fain. Este, și pe Grigore l-aștept. Și-am rămas prieteni. Îl aștept curând aici la Dincolo de Cântec. Uite, hai să ne povestești o întâmplare haioasă din, nu știu, o peripeție din ce ați trăit voi împreună cu Zestrea Lăutarilor. Da, eram la un eveniment, Grigore începuse să facă naveta spre Suceava, unde era chemat la program. Noi, având evenimentele cu preponderență în București, ne plimbam și noi pe partea asta de sud, spre Brăila, până în Bacău, partea asta toată era a noastră. Și vine Grigore duminica, după ce se plimbase destul de mult, vine la eveniment, cântam sârbe și l-auziți, mai avea și chestia asta, eu cânt acum. Zic, ia și cântă. Și s-a apucat Grigore să cânte. Și am zis, verde lămâiță. Și zic, dacă zice Mărie și Mărioare, leșin aici, mă duc lângă orgă și leșin, mă țin de orgă și râd singură. Nu cred. Și ai și poetul din el, Mărie și Măriuță. Și zic, îl las să cânte beu, să nu-și mai aducă aminte nimic sau intervin. Nu m-a lăsat sufletul, l-am salvat din situație. Dar râdeam și noi, râdeau și cei de la masă. Iar răhăuleam și aveam de luat niște soldoi la un moment dat. Eu. Și am avut o criză de râs. Mă potoleam eu, începea la cu Vioara, se potolea el, începea Grigore. Și exact pe partea asta unde aveam acutul și Grigore nu se putea apropia de partea asta, m-a bufnit râsul. De notele cine credeți că, cine credeți că le cânta pe toate alea notele înalte? Grigore? Grigore. Dar și cu o spaimă dăiam privire, așa, cu privire goală, cu spaimă și vedeam prin ochii lui, vedeam stâlpul din spate. Vai, sunteți două figuri. Fică frunza omului ca și viața pomului, a cântat-o tot Grigore. Dar asta se întâmplă de la oboseală, de la... Dar sunt memorabile și acum când ne aducem aminte, râdem. Râdem Noi retrăim fiecare moment acum. Ți s-a întâmplat și ție să uiți versuri? Nu prea. Nu prea. Nu? Cu memoria asta e foarte bine. Din păcate, da. Da, aveți foarte multe amintiri frumoase. Bun, am vorbit și despre colaborarea cu Grigore German, dar pe partea de muzică instrumentală. Da, uite că tot vorbeam de bucovineni, cu Mihai Cotos am scos niște proiecte. Cotos împreună cu Sandu Șura, din Canada. Am niște orchestrații extraordinar de frumoase, făcute acolo la Suceava și cumva online dinspre Canada. Eu din București, era perioada asta cu pandemia în care lucram la proiectul respectiv, dar ce a ieșit acolo este ceva... Sunt piese preluate, într-adevăr. Am gândit un concept, Lie Ciocârlie, a Mariei Ciobanu, cu Ciocârlia la nai. Gândindu-mă că sunt olteancă, gândindu-mă că mai cânt și cu naiul, am disponibilitatea spre acut, deci hai să facem o ciocârlie 2-in-1. Superb. Și am gândit-o împreună și a fost o experiență tare faină. E de suflet. Da.
fost cântecul tău de debut, Loredana? Prima dată am cântat Aseară vântul bătea. Așa știam eu să cânt, Aseară vântul bătea. Ce întâmplare! Și tu? Și eu am cântat Aseară vântul bătea. Nu pot să cred. Am câștigat premiul 2 în clasa a doua cu acest cântec. De fapt, cântam Radu Mami Radule. Eh, uite, la 6 ani, după aia în clasa 3, într-adevăr, Aseară vântul bătea. Așa știam să cânt eu. Aseară vântul bătea. Ce frumos. Da. Da. Iar apoi, când ai început să mergi pe la concursuri? Mi-am dat seama că lucrurile nu merg așa. Să cânt, să fac zgomot și să nu știu de unde. Știu că mergeam cu Sub streașina casei mele, un cântec cumva autobiografic de-al Mariei Lătărețu, Carul cu flori, de-al rapsodului Căleață, de la noi, din Celei, Marin Căpățână, așa se numea el, Balada lui Popa Șapcă din Celei, tot de acolo, o doină de la doamna Vasilica Dinu și Băgai cu cucu în plug. Aveam mai multe, dar cântece foarte frumoase. Mi-le amintesc. Da. Dacă ar fi să alegi un singur cântec din repertoriul tău care să te reprezinte, să zicem că ești invitată într-un mare festival și ți se spune, uite, Loredana, un singur cântec vrem să ne cânți, care ar fi acel cântec? O mamă cred că nu poate să zică am 5 copii, mie îmi place ăla. Da. E foarte greu să poți alege. Și asta o să spun și pentru toți care abordează acest gen și nu numai. În momentul în care ești chemat la un eveniment, te uiți întâi la natura evenimentului, la prilejul pentru care este realizat și în funcție de asta îți alegi cântecul cel mai potrivit contextului. Mie mi-ar fi foarte greu să aleg, dar dacă vrei un titlu așa neapărat, da, vreau. Mie îmi place Se usucă în drum castanii. O piesă de dragoste. O piesă de dragoste. Textul este făcut de Mihai Pascar, pe care îl și salut. Îl salutăm împreună. O poveste de-a mea din studenție, pe care am reușit să o imprim mult mai târziu. Este un cântec de dragoste dintre asta curată. Speranța unei fete că la un moment dat se poate să fie și bine și l-așteaptă pe acela. Pe... acea primă dragoste. Pe cel potrivit. Da. Puișor de-aș
Acum o să vină și un episod 2 și vă dau acum un pic din casă. Sensoară. Acel sensoară? Deci nu e cu happy end. Nu era potrivit, înseamnă. Nu era potrivit. Păi atunci bine că sensoară. Dar lăsând la o parte gluma, sunt... Vor fi așa un calup de câteva cântece, câteva episoade în care voi construi această poveste, mergând mai departe de la Se usucă în drum castanii. Frumoasă idee, frumos concept. Loredana, te felicit pentru tot ceea ce realizezi în viața ta, în cariera ta. Ești un om care muncește foarte mult și te admir pentru asta. Ești demnă de toată admirația celor care ne urmăresc. E o plăcere de fiecare dată când ne întâlnim și când povestim. Astăzi a fost într-un context mai puțin obișnuit pentru noi două, pentru că atunci când ne vedem de obicei la o cafea, discuțiile sunt poate nu atât de protocolare, dacă vreți, dar la fel de frumoase, însă mult mai viperate, aș putea să spun. Ne-am dat voie și astăzi puțin să condimentăm discuția noastră și am certitudinea că vor exista și alte episoade, pentru că un singur episod dincolo de cântec nu este suficient pentru povestea ta. De fapt, ai mai multe povești de spus. Poate n-am spus suficient despre activitatea alături de elevi, poate n-am spus suficient despre activitatea ta profesională, cu siguranță n-am spus suficient nici despre viața ta, însă ești o inspirație pentru toți cei care ne urmăresc, pentru toți cei care vin din urmă și își doresc să pătrundă în lumea muzicii populare și aș vrea să îndemn să te urmărească pe rețelele de socializare și pe canalul tău de YouTube, pentru că ești un om care respectă tot ceea ce înseamnă folclor românesc și care nu face niciodată rabat de la calitate. Raluca, îți mulțumesc tare mult pentru felul în care ai pus în lumină zbaterea mea de până acum. Țin să spun că am venit și cu oarecare temere, tocmai pentru faptul că mă cunoști foarte bine și mi-era teamă de niște întrebări încuietoare. Am fost cu minte. Ai fost foarte cu minte și eu foarte emoționată și știi că te port în inimă, te apreciez tare mult și știu că rezonezi tare mult cu ce fac și eu. Asta faci și tu cu copiii tăi și te iubesc. O să le spun ceva celor de acasă și cu asta o să închei. Într-un moment nu foarte ușor al vieții mele, ai fost omul cel mai aproape de sufletul meu și asta nu o să uit, iar dacă oamenii spun că între artiștii de muzică populară, ușoară și așa mai departe, nu pot exista conexiuni și prietenii, pentru că, vezi, Doamne, ar exista invidie, pot să le spun că nu e vorba despre asta și că artiștii pot să fie prieteni, pot să se ajute, pot să se sprijine și să se susțină din toate punctele de vedere. Atunci când sunt oameni, când sunt sinceri și când au iubire în suflet. Mulțumesc! Cu drag! Băi, o fată nu ți-a spune să nu-mi iasă vorbe în lume, că Olteanu când iubește tace și tăgăduiește. Poți să taci tu mult și bine, mândrele tot zic de tine. Umblă vorba, măi, Ionaș, că le iubești și le lași. Măi, Lorica, mândră mică, spune drept și fără frică, zi acum fără frică, cât te-au vrut de ibomnică. Cât m-au vrut, cât te-au dorit, tu nu m-am măgit. Au rămas cu pofta în cui și la ce să ți mai spui. Măi, mândruță mititea, prea ești cu voinici rea, da, să vezi că s-o găsi și unul de domn blânzi.
Lorico, las pe mine, nu mă sor eu cu oricine. Și atunci când te-ai mărita, ți-ai fi naște-i cununa. Gata, lume, legământ, el se-nsoară, eu îi cânt. Gata, lume, cum îți spun, se mărită o cunun. Nașul e gorjan să dea, fine-i din corabia. Doi uite-n când se-ntâlnesc, ori se bat, ori se rude.